Unii cred că nivelul de bogăție se măsoară prin câți bani au un portofel sau un contul de bancă, însă, de fapt, bogăția financiară se măsoară în timpul, în zilele, săptămânile, lunile sau ani în care ai putea să-ți păstrezi stilul actual de viață dacă nu ai mai lucra. Similar, puterea Nutrițională, libertatea și bogăția nutrițională nu stau în capacitatea de a te abține să mănânci în general, ci în capacitatea de a te abține când vine drăcănelul, și anume nevoia de a mânca emoțional. Și nevoia asta apare fie când abia mănânci și ai mai mânca ceva, fie când ai mâncat acum o oră, două și brus și dintr-o dată, fără niciun motiv nutrițional, îți vine să ciugulești. Deci mâncatul la masă, mai mult decât simți nevoia sau între mese ciuguleala, asta înseamnă de fapt mâncat emoțional și acest mâncat emoțional are o bază emoțională și nevoia reală nu este, de fapt, de nutrienți, este de disociere de realitatea reală. Pur și simplu, ce vrei nu este să mănânci și atât, este să nu mai simți, să te anesteziezi un pic față de disconfortul emoțional pe care ți-l provoacă această realitate reală care de fapt nu-ți place și ca să nu mai simți, ca să nu mai vezi, te anesteziezi un pic, dispar din prezent, te duci în depresia din trecut sau în anxietatea din viitor și uite așa cumva nu mai ești aici și ei o pauză. Însă Mizeria nu dispare dacă o bagi sub preș, și culmea se și amplifică, stresul neadresat devenind treptat, treptat din ce în ce mai complicat de rezolvat cu cât folosești mai mult mâncatul pentru anestezie emoțională. Așa că, dacă în mod frecvent fie ciugulești, fie mănânci mai mult decât ți-ai propus, poate ar ajuta când vine drăcănelul, când vine nevoia de a mânca emoțional, de a ciuguli sau de a te supraalimenta, abia atunci ar ajuta să iei un timer efectiv, să dai drumul la timer și să vezi cât timp ești tu capabil să rămâi în realitatea reală în condiții de distres.